Atracție turistică majoră cu peste 7 milioane de vizitatori pe an, impunătorul anfiteatru Flavian inclus în patrimoniul mondial UNESCO va fi redeschis publicului la 1 iunie, sub semnul accesibilității, al ospitalității și mai ales al securității, potrivit unui comunicat emis de situl arheologic. Monument emblematic al Romei antice, situat în inima orașului etern, Coloseumul își va redeschide porțile oferind o protecție sanitară adecvată pentru personal și vizitatori. Trasee sigură, rezervări obligatorii și orare modificate pentru a evita aglomerarea la orele de vârf. Pe măsură ce sunt ridicate restricțiile, Italia își redeschide treptat publicului patrimoniul și monumentele celebre în speranța de a reînvia cât mai rapid sectorul turistic, afectat de pandemia de COVID-19 care a provocat peste 32.000 de decese în peninsulă. Guvernul va redeschide granițele țării începând cu data de 3 iunie. Muzeele Vaticanului, o altă importantă destinație turistică, au programat redeschiderea la data de 1 iunie.